Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Manu și astăzi vreau să vă arăt cum se descurcă un Huawei Nova 9 la 2 ani după lansare în 2023 și dacă mai merită să îl cumperi în 2023 pe la 1200-1300 de lei. Așa că fără alte introduceri, hai să începem. În primul rând, aș vrea să menționez că telefonul este cumpărat din banii mei, nu e primit la review, iar ca posesor de Huawei pot să vă spun că eu nu am avut nicio problemă în a mă descurca cu acest telefon, adică am putut să instalez fiecare aplicație de care am avut nevoie, cu ajutorul App Gallery, G-Space, APK Pure, iar majoritatea aplicațiilor de la Google le-am instalat cu ajutorul Gbox, care este un fel de plugin prin care poți să instalezi aproape fiecare aplicație de la Google. După cum puteți observa, eu am instalat aplicații de care am avut nevoie, dar mai putem instala și anumite aplicații recomandate de cei de la Gbox, care vor merge fără absolut nicio problemă pe telefonul vostru Huawei, fără servicii Google. În primul rând, telefonul a venit într-o cutie destul de mare, în care am regăsit telefonul, un încărcător Huawei de 66W, Huawei Supercharge, un cablu de încărcare și de transfer date, dar și telefonul care a venit din fabrică cu o folie de protecție preaplicată pe ecran, nu știu dacă se poate observa, eu nu am dat-o jos, are o folie de protecție pe ecran. Dacă ne uităm la aspectul telefonului în general, putem observa că are ecranul curbat pe margini. La fel, spatele este din sticlă curbată mată, care este foarte, foarte plăcută la atingere, mai ales că nu lasă amprente. Iar rama, foarte, foarte subțire, este din aluminiu. Iar sus o să regăsim un microfon, iar jos o să regăsim difuzorul, mono din păcate, nu are sunet stereo, portul de încărcare USB tip C 2.0, alt microfon, microfonul principal al telefonului, dar și sertărașul pentru cartela SIM. Iar pe partea stângă, telefonul nu are absolut nimic și este, pot să spun din propria experiență, eu am destul de mari mâinile și se ține foarte bine în mână, adică nu e foarte comod, mai ales că marginile curbate și rama foarte subțire îl ajută să fie foarte plăcut, adică nu te deranjează că îl ții în mână, nu te taie la mâini ca alte telefoane precum, nu știu, iPhone 12, iPhone 13 care au marginile plate și foarte pătrățoase. Acesta se simte foarte, foarte bine în mână, nu am absolut nicio problemă cu el. Bun, în al doilea rând, ecranul este unul de foarte, foarte bună calitate, este un OLED de 6,57 inch în diagonală, cu o rezoluție Full HD+, 1080 de pixeli pe lățime și 2340 pe înălțime, HDR10 și o rată de refresh de 120 de Hz. În meniul afișaj și luminozitate vom putea să umblăm la culorile și la temperatura ecranului. Eu l-am lăsat pe intens pentru că îmi place mai mult să fie culorile mai intense, să fie culori mai vii. De asemenea, putem să umblăm și la rezoluția ecranului. Eu am lăsat să fie setat rezoluție inteligentă pentru că el va regla automat rezoluția ecranului pentru a putea să economisească mai multă energie. Însă putem să-l setăm și pe claritate maximă la Full HD+, 1080x2340, sau putem să-l setăm pe calitate redusă, să economisim mai multă energie, însă atunci rezoluția ecranului va fi doar HD+. De asemenea, putem să umblăm și la rata de împrospătare ecran, care este ridicată. Eu am lăsat-o pe ridicată, la 120 de Hz, însă putem să setăm să fie și la 60 de Hz, rata de împrospătare standard, sau putem să setăm să fie dinamică, astfel încât telefonul să ajusteze pentru a putea să economisească la fel mai multă baterie. Însă eu n-am avut o problemă cu bateria acestui telefon, chiar m-a ținut fără probleme, te poate ține fără probleme o zi de utilizare intensă, cu tot cu jocuri, descărcat aplicații, filmat, poze, nu ai absolut nicio problemă, chiar bateria este un punct foarte, mai ales că oricum ai încărcător de 66W de la Huawei, iar în jur de 35-38 de minute telefonul este încărcat de la 0 la 100%. Ecranul, după cum am spus, este unul foarte luminos, este chiar foarte frumos și poți să vezi pe el în lumina soarelui puternic. De asemenea, culorile sunt niște culori foarte vii, foarte intense. Este chiar un ecran de foarte bună calitate. Eu nu am avut nimic de reproșat acestui ecran. Se vede că e un ecran foarte, foarte bine reglat. Pe partea de procesor, telefonul dispune de un Snapdragon 778G pe 6 nanometri, procesor care se regăsește și pe Galaxy A52s, pe Xiaomi 13 Lite, pe Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Acest telefon este însoțit de 8 GB de RAM
și de 128 de giga de stocare. În primul rând, telefonul se mișcă foarte bine în orice aplicație, deci nu am avut niciodată parte de lag. Deci totdeauna telefonul s-a mișcat foarte bine, poate să susțină acei 120 de Hz. Iar pe partea de teste sintetice, acesta este scorul în AnTuTu 10, un scor destul de bun pentru acest procesor. Acesta este scorul în Geekbench 6, un scor la fel foarte bun. Iar în Geekbench 5, telefonul a scos 788 de puncte în single core și 2940 de puncte în multicore, ceea ce înseamnă că are o performanță foarte, foarte bună la 1200-1300 de lei, preț la care poți să îl găsești astăzi pe internet. Pe partea de cameră, acest telefon vine cu un senzor principal de 50 de megapixeli, o cameră ultra-wide de 1 megapixeli, un senzor de 2 megapixeli de adâncime și un senzor de 2 megapixeli pentru pozele macro. Pe partea de poze, telefonul nu stă rău deloc, adică sincer, eu n-am avut niciodată probleme. Toate pozele de thumbnail care sunt făcute pentru acest canal sunt făcute cu acest telefon, cu acest Huawei Nova 9. Și pe partea de poze nu stă deloc rău telefonul, adică se poate vedea că telefonul are niște culori foarte bune, păstrează detaliile, la fel reglează foarte bine HDR-ul în situații în care telefonul trebuie să se confrunte și cu verdele din natură, dar și cu cerul acoperit cu nori. Pe de altă parte, camera ultrawide are doar 8 megapixeli, ceea ce înseamnă că fotografiile făcute cu această cameră nu ies cel mai bine, adică sunt sub nivelul unui Galaxy A54 pe partea de cameră ultra-wide, însă pozele nu arată deloc rău nici pe acest senzor ultra-wide. Că chiar dacă nu sunt atât de multe detalii ca la un Galaxy A54, spre exemplu, încă poți să surprinzi diferite momente din natură. Este un senzor ultra-wide decent la 1200-1300 de lei, ținând cont că se pune și pe telefoane de 2 sau de 3 ori mai scumpe acest senzor de 1 megapixel ultra-wide. De asemenea, am fotografiat și câteva flori și foarte bine a reglat HDR-ul și în această situație. La fel și aici, foarte bine a fotografiat și a surprins această scenă. Pe partea de cameră macro, telefonul nu stă cel mai bine, adică avem de a face doar cu un senzor de 2 megapixeli, însă poți să surprinzi și câteva detalii de pe, nu știu, o frunză, de pe o floare. Nu sunt cele mai multe. Dacă chiar vrei să faci niște close-up-uri foarte, foarte bune, îți recomand să folosești camera principală și să dai zoom pe camera principală direct pe obiectul pe care vrei să îl fotografiezi. Per total, nu pot să spun că are o cameră rea deloc. Are o cameră foarte, foarte bună, mai ales pe la 1200-1300 de lei, preț la care îl găsești acum pe internet. Iar pot să spun că în acest segment de preț, el este peste Galaxy A34 pe partea de cameră, care găsești la fel pe la 1200-1300 de lei, însă nu este la nivel de Google Pixel 6a, care filmează mai bine și are o cameră mai bună, mult mai bună datorită procesării pe care Google o are pe telefoanele sale Pixel. Pe partea de video, telefonul acesta poate să înregistreze Full HD la 30 sau 60 de cadre și 4K doar la 30 de cadre pe secundă. Din păcate, acest telefon nu are stabilizare optică pe senzorul principal. Iar pe partea de cameră selfie, telefonul are 32 de megapixeli, folosește tehnologia pixel binning, adică combină 4 pixeli într-unul. Dacă nu activezi manual modul de 32 de megapixeli, telefonul va face poze la 8 megapixeli. Însă dacă îl activezi, pozele au destul de multe detalii. Pe partea de conectivitate, acest telefon vine cu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC și USB-C 2.0. Iar ca senzor, acesta are un senzor de amprente optic. Eu folosesc recunoașterea facială, care pe acest telefon merge foarte bine și foarte rapid. De exemplu, chiar dacă sunt în spatele camerei, m-a recunoscut fără probleme. Este destul de bun pe partea de conectivitate, chiar foarte bine care Wi-Fi 6. În acest buget nu prea găsești telefoane care să aibă Wi-Fi 6. De asemenea, telefonul vine cu Android 11 și cu interfața MIUI 12 preaplicată din fabrică. Cei de la Huawei au promis că vor upgrada acest telefon și la noua versiune MIUI 13 bazată pe Android 12. Deci 100% prin toamnă, dacă cumva ai acest telefon sau dorești să ți-l cumperi, vei primi noua interfață care se regăsește pe modele precum Huawei Nova 11 Pro sau P60 Pro.
Și nu în ultimul rând, prețul. Telefonul acesta eu l-am luat pe la 1200-1300 de lei anul trecut. În acel moment, la acei bani, telefonul acesta nu avea concurenți. Da, singura lui problemă erau serviciile Google, însă eu nu am avut absolut nicio problemă, am găsit orice aplicație de care aveam nevoie. Serviciile Google funcționează foarte ușor prin intermediul Gbox, funcționează fără probleme, eu nu am avut nicio problemă. La fel, dacă cumva ești șofer și vrei să folosești o aplicație de navigație, poți să folosești Waze-ul, funcționează fără probleme, sau poți să folosești Hertz Petal, Google Maps, toate sunt niște alternative foarte bune una pentru cealaltă. Toate funcționează fără absolut nicio problemă. Eu nu mi-am făcut niciodată griji cu aplicațiile, pentru că dacă vrei le poți găsi în App Gallery pe majoritatea, și dacă nu le găsești în App Gallery și poate nu funcționează, deși eu nu am întâlnit astfel de probleme, poți să te duci în magazinul APK Pure și să îți instalezi aplicația respectivă, mai mult ca sigur o găsești aici. Astfel că la 1200-1300 de lei telefonul, eu zic că a făcut banii în momentul în care l-am luat, însă în acest moment pe la 1200 de lei cred că poți să găsești Huawei Nova 10. Însă eu nu știu dacă aș lua Huawei Nova 10, pentru că telefonul acela are un ecran de 6.78 inch, adică mai mare decât Huawei Nova 9, și are o baterie mai mică de 4000 de mAh. Acest telefon are 4300 de mAh. Da, într-adevăr, mă duce o zi de utilizare, însă nu știu cum se descurcă Huawei Nova 10 pe partea de baterie, având și un ecran mai mare și o baterie mai mică decât predecesorul, adică Huawei Nova 9. Dacă cumva găsești Huawei Nova 10 pe la 1200 de lei, 1300 de lei, da, atunci merită mai mult să-ți iei Huawei Nova 10. Însă dacă cumva diferența este de 200-300 de lei între cele două telefoane și este în avantajul Huawei Nova 9, atunci mai mult ca sigur Huawei Nova 9 merită banii, pentru că este un telefon foarte bun, cu o construcție ireproșabilă la 1200-1300 de lei, sticlă mată pe spate, deci este un telefon foarte confortabil în mână și chiar și pentru mâini mai mici. Ecranul este un foarte bun, performanța în acest buget este chiar peste așteptări și eu nu am avut nicio problemă cu aplicațiile de zi cu zi. Iar pe partea de cameră nu pot să zic că este cel mai bun, însă este o cameră foarte bună raportat la prețul pe care eu l-am dat pe acest telefon. Acum aștept și eu părerile voastre mai jos în comentarii. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul video.